Univers Podcasts. Statistica iarăși ne arată că 4 din 10 persoane suferă de aviofobie. Această teamă se lucrează cu ea. În general, din ce am studiat eu, vine de la doi factori. Lipsa de cunoaștere și doi, lipsa de control. Pentru că nu li s-a explicat foarte multe detalii. Uite cât de reglementată este această meserie. Hai să vorbim un pic despre un zbor cu condiții meteo grele, cu fulgere, de exemplu. Avionul este conceput să aibă descărcări electrostatice. Adică dacă este străpuns de fulgeri, el se descarcă. Fie că vorbim de aripă, fie că vorbim de ampenaj vertical spate. E un flash puternic, o lumină, care trece prin avion și se scurge. Nu impactează cu nimic zborul. Motoarele, apropo de câte verificări sunt, foarte bine reglementate. Asta e și deviza în aviație, safety first. Când ajungi să iubești pe cineva, iubești și lucrurile urâte la acea persoană. Exact așa este și aici. Dacă tu te îndrăgostești de această meserie, nu mai vezi că te trezești de dimineață, că vii noaptea. Asta are un plus al aviației. Faptul că tu poți să-ți alegi cum să muncești, mi se pare ceva spectaculos. Care sunt aptitudinile pe care ar trebui să le aibă cineva care își dorește să facă o carieră în aviație? O inteligență, rapiditate în gândire, viteză de reacție, perseverență, putere de sacrificiu, muncă în echipă. Dilema cu Emma de la ZU, un podcast ZUnivers. Salutare tuturor! Sunt Emma de la ZU și vă spun bun venit la un nou episod din Dilema Podcast. Sau, mai bine zis, vă spun bine ați venit la bord! Asta ca să vă introduc în subiectul pe care l-am pregătit astăzi pentru voi. Statistica ne arată că 4 din 10 persoane suferă de aviofobie, sau mai simplu spus, frica de zbor. Deși teama nu este neapărat un lucru rău, teama de zbor te poate limita atunci când îți planifici călătoriile sau dacă ai parte de o promovare în carieră, această frică te împiedică să iei decizia care te aduce mai aproape de succes. Așa că te invit la un episod despre siguranță, cunoaștere și depășirea fricii. Invitatul meu de astăzi este comandantul Alexandru Geică, cu o carieră excepțională în aviație. Este comandant Airbus 330, pilot instructor Boeing 737, are propria academie de zbor și a efectuat peste 13.000 de ore la înălțime. Aflăm de la el cât de sigur este transportul cu avionul, ce se ascunde în spatele fricii de zbor și cum putem să ne împrietenim cu aeronava. Așa că vă rog să vă relaxați, nu vă puneți deocamdată centurile de siguranță. Este un episod plin de informații pentru că teama vine și din lipsa de cunoaștere. Este un episod menit să vă împrietenească cu aeronava pentru ca voi să ajungeți la destinația dorită, oricare ar fi ea. Vă las în compania domnului comandant. Zbor plăcut! Bine ai venit la Dilema, Alexandru! Bine v-am găsit! Îți mulțumesc mult de tot! Sunt curioasă să aflu din ce cursă vii. Simulatoare în ultima perioadă și sezonul de vară la noi, în special, cel puțin la mine, cu partea de chartere, și anume Antalya, Turcia, Egiptul, Hurghada și cu destinațiile de vacanță Sharm el Sheikh, Tunisia. Genul ăsta de destinații au fost în ultima perioadă care le-am frecventat, le-am zburat. Și ce crezi că urmează să vină de aici încolo, perioada vacanțelor? Pentru mine eu o să îmi doresc să rămân în zona asta de curse charter, în care în sezon se muncește mai mult și pe timpul iernii mai puțin. Am fost și în sistemul de companie aeriană la compania națională, la Tarom, unde zburam regulate, curse regulate, dar îmi place mai mult sistemul ăsta de destinații de vacanță în care ne concentrăm mai mult în sezon și mai puțin în extrasezon. Care a fost cel mai lung zbor pe care l-ai efectuat la manșă? Păi, ca și duty, pentru că noi piloții, apropo de ce discutam mai devreme, suntem foarte bine monitorizați, contorizați, ce mâncăm, ce facem, cât dormim. Deci avem o restricție de flight time limitation de 13 ore, în care trebuie să ne încadrăm. O putem extinde maxim o oră cu acordul echipajului și la discreția comandantului cu acordul echipajului maxim 2 ore, în care trebuie să ne încadrăm. Peste asta nu mai avem voie să depășim și atunci cele mai lungi curse care le-am efectuat au fost dus întors ca să mă încadrez în acest interval, destinația București, Dubai, Dubai, București. Oricum, tipurile de aeronavă pe care sunt eu calificat, fiind mediu curier, nu au rezervoarele pentru a avea range-ul necesar să depășești acești timpi, adică ele stau 7 ore, 6 ore în aer, 6 ore jumate, după care... No more. Yes. Înțeleg. Și înțeleg de la tine, ai spus că trebuie să ai grijă la ce mănânci. Există lucruri pe care piloții de care piloții trebuie să țină cont înainte de efectuarea unei curse? Absolut. Aviația este, din păcate, scrisă cu sânge. Și automat, în urma fiecărui incident, accident care s-a făcut în trecut, vorbim de la începuturile aviației, lucrurile au început să fie din ce în ce mai reglementate. Astfel încât sunt atât de bine monitorizate și reglementate încât este aproape imposibil, imposibil nu e nimic, să se mai întâmple ceva din punct de vedere al siguranței zborului, deci safety. Asta e și deviza în aviație, safety first. Una dintre ele, practic, sunt aceste monitorizări ale echipajelor, care sunt multiple. Una, dacă vrei, le putem și discuta, dacă avem și timp, una dintre ele este cea de crew meal, adică hrana trebuie să aibă un anumit, să fie compusă dintr-un anumit număr de calorii pentru a avea energie. Nu știu dacă știai, dar în aer, practic, fiind, cu cât urcăm mai mult, cu atât densitatea aerului scade. Scăzând densitatea aerului, scade implicit concentrația de oxigen din aer. Scăzând concentrația de oxigen, deja toate organele, oricum cabina este presurizată, deci oricum tu ești la nivel 370, dar ea este presurizată să ajungi undeva la nivel 9-0-10.000, deci 2500 de metri. Adică ca și când ai fi pe vârful omului tot timpul. Și atunci scade nivelul de concentrare din lipsa de oxigen. Toate organele, ca să suplinească lipsa de oxigen, funcționează la un randament mult crescut. De aceea probabil te întrebi, dar de ce după 8 ore de zbor, când n-am făcut nimic, am dormit, am ajuns la hotel și m-am culcat, că eram foarte obosită după atâta zbor. De asta este explicația de ce organismul este obosit. De fapt, organele interne lucrează la un randament crescut pentru a suplini lipsa de oxigen și atunci, chiar dacă tu n-ai făcut nimic, ai stat în scaun, eventual ai moțăit sau chiar ai dormit, te dai jos și ești obosit. Și pentru asta noi trebuie să avem un număr de calorii în funcție de numărul de ore pe care îl zburăm. După care, altă regulă este să mâncăm diversificat. Niciodată când se face comandă la firma de catering, copilotul cu comandantul nu trebuie să mănânce același fel de mâncare. Pentru că dacă, Doamne ferește, este o problemă cu peștele comandantului, da? Trebuie ca porcul copilotului, să zicem, care și-au ales diferit, să nu fie din același lot de hrană și atunci să fie infestată, să aibă amândoi indigestie și avionul să nu-l mai controleze nimeni. Înțeleg. Deci din acest motiv, comandantul, copilotul trebuie să mănânce diferit pentru a evita orice problemă din incapacitarea unui membru de echipaj. La fel și la însoțitorii de bord. Ele trebuie să mănânce diferit. Acum, la ele este diferență nu chiar așa între toate patru, pentru că ele se pot suplini, dar trebuie să mănânce diferit șefa de restul echipajului sau ceva de genul ăsta, șefa de cabină. Adică trebuie luate toate măsurile ca cineva să fie... Asta e una dintre ele. Una dintre ele vis-a-vis de alimentație, că m-ai întrebat de alimentație, după care sunt de odihnă foarte multe care sunt monitorizate. Hai să le luăm pe toate să le explicăm. Păi, e destul de greu să le memorez pe toate, dar ce anume te interesează? Zi-mi concret. Uite, spune-mi, te rog, o seară înainte. Care este exact protocolul, rutina? Vorbim așa, nu neapărat ca la carte. Protocolul, n-ai voie să consumi alcool cu 12 ore înainte de zbor, mă rog, 8 ore scrie la legislație, dar majoritatea companiei, adică există o reglementare care este impusă de EASA, European Safety Authority Agency, care este la cele mai înalte standarde. Această instituție aparține de UE, deci de guvernul european, și automat ea monitorizează toate autoritățile aeronautice civile din țară, care la rândul lor monitorizează tot ce înseamnă zbor, însemnând școli de zbor, însemnând școli de dispeceri, școli de tehnici, echipaje, piloți, controlori de trafic, absolut totul este reglementat de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română, care la rândul ei este parte din acest EASA. EASA are cele mai înalte standarde, în sensul că pentru a-ți converti, de exemplu, o licență de la EASA la non-EASA, adică inclusiv americană, ei o recunosc instant pe a noastră, pentru că știu că e dezvoltată și că este cumva, poate e urât spus, superioară, dar ei în general au furat creiere de aici, da? Au furat logistică și foarte bine au făcut, fie că vorbim despre autoritatea americană, care totuși are o tradiție comparativă cu cea EASA, sau că vorbim de țările arabe, sau că vorbim de China, de India, care acum au ajuns niște poli ai aviației ca număr. Și atunci asta are o vechime și este reglementată și lucrurile bine puse la punct. Vis-a-vis de întrebarea ta, cu o seară înainte, de exemplu, echipajul, reglementarea EASA, deci autorității impune 8 ore, dar majoritatea companiilor poate să vină, nu majoritatea, orice companie poate să vină cu o limită în plus. Și în general, operatorii aerieni români au ales cu 12 ore să nu ai voie să consumi alcool. Altă restricție este să ai timp de odihnă, adică tu trebuie să ai între curse, dacă ești în afara bazei, 12 ore, pardon, în bază 12 ore, 10 ore în afara bazei. Adică în afara bazei, să zicem că pleci și nu zbori din țară, să zicem că baza este București, dar pleci câteva zile la zbor cu aeronavă, cu tot, cu echipaj, și zbori din Turcia, să zicem. Uh-huh. Acolo tu trebuie să ai minim 10 ore de odihnă între curse. Mai sunt teste aleatorii care se fac de alcoolemie înaintea zborului. Testarea medicală, care este anuală la piloți comerciali până în 60 de ani și odată la 6 luni peste 65 de ani. Apropo, peste 65 de ani nu mai poți să fii pilot comercial, nu mai ai dreptul, deci este limita cât ți se dă dreptul să pilotezi. Mă rog, există niște restricții și după 60, ca cumulul dintre membrii echipajului să nu depășească 120 de ani, adică dacă unul este peste 60, celălalt să fie sub 60, apropo de restricții. Da, mă bucur că am cui să mă destăini, pentru că eu, ocupând pe lângă meseria de pilot și partea asta de management, a trebuit să mă documentez, să le citesc, să le știu pe din afară, în sensul că nu orice pilot știe detaliile astea. Meseria lui este să decoleze și să aterizeze avionul în siguranță. Da, chiar ai cui să povestești, pentru că, uite, am anunțat pe Instagramul meu că o să port o discuție cu tine legată în principal de teama de zbor, dar i-am îndemnat pe oamenii să-mi adreseze orice tip de întrebare și au venit foarte multe întrebări legate de cum să-ți construiești o carieră în aviație, dar o să discutăm despre asta un pic mai târziu. Spuneai la un moment dat că sunteți testați anual. Da. Mental și fizic, bănuiesc. Exact. Asta vreau să spun. Are legătură cu subiectul nostru, cu teama de zbor, pentru că, practic, din păcate, oamenii au teamă pentru că e normal, își dau viața pe mâna unui alt om pe care nu-l cunosc și stau și se întreabă, bă, dar asta o fi sănătos la cap, la suflet, la minte, o fi pregătit, prin câte stagii de pregătire, dar cât, ce, cum. Le luăm pe rând. Vis-a-vis de testări, sunt testările anuale medicale, care se, pe lângă limitele din punct de vedere al sănătății fizice, ne testăm și psihic. Este obligatorie testarea inițială psihologică și psihometrică din momentul în care schimbi angajatorul. Deci faci odată initial-ul, după care, când ai schimbat angajatorul, este obligatoriu să mergi la angajatorul nou, chiar dacă este tot din piața românească, și să-ți facă această testare. După aceea, există testarea aleatorie de minim 10% din nu cred că spun prostii, 20% parcă este, din numărul de echipaje, adică direcția de zbor trebuie să trimită aleator un număr de minim 20 din echipaje, aici însemnând piloți și însoțitori de bord, pentru substanțele, droguri, pe românește, da? Substanțele interzise, ca și sportivii și noi la rândul nostru trebuie să nu consumăm, să nu avem vicii și aceasta este testarea aleatorie. Pe lângă această testare aleatorie există clasic, nu știu, raport pâră și anume dacă cineva consideră din conducere sau mai ales comandantul că una dintre persoane poate este obosită, are o perioadă mai proastă, poate să o refuze, deci comandantul are dreptul. Un lucru trebuie să știe toată lumea, în momentul în care s-au închis ușile aeronavei, comandantul este și președintele statului, și preot, și doctor, și face și nașteri, da? El răspunde cu totul, așa este legislația, când s-a închis ușa, tu ești pământ românesc, ești ca într-o ambasadă și indiferent că te afli pe un aeroport din Europa sau în afara Europei, ai închis ușa, ești pământ românesc și automat el aici are toate puterile, ca să zic așa. Dar până să ajungem acolo, el are dreptul să refuze un membru de echipaj pe motiv că îl consideră că nu este odihnit sau că a consumat ceva sau că. De aceea se poate trimite cineva nu aleator, ci la această testare a împotrivelor substanțelor, a drogurilor. Mai există aceleași lucruri, se fac și la însoțitorii de bord, nu doar la piloți. Mai puțin testarea psihologică anuală. Mă rog, există o tendință, din păcate, din lipsa de personal, de a se crește aceste limite și de a li se da 5 ani de zile, la odată la 5 ani testarea medicală. Adică de a fi mai permisibilă un pic. Da, dar din punctul meu de vedere este o tendință proastă, pentru că 5 ani de zile se pot schimba multe, Doamne ferește, orice boală se poate... Na. Da, astăzi să ești sănătos, peste un an, nu? Un an mi se pare totuși o perioadă de timp cumva bine gândită. Niciun medic nu poate să-și asume responsabilitatea, da, bă, ăsta în 5 ani nu se îmbolnăvește și noi arazna, Doamne ferește. Și o să fie în aceeași formă fizică și mentală. Nu este, adică, știi ce e ciudat? Că acum EASA, din cauza presiunii operatorilor, cearcă să dea drumul. Dar este aberant, adică legislația românească zice nu, tu anual trebuie să-ți faci medicina muncii. Ești portar, ții de o barieră, nu are legătură cu speța, nu vreau să se considere cineva jignit, nu știu, stai cu pixul în mână și da, indiferent de efortul pe care îl depui, da? Trebuie să fii controlat. Dacă se întâmplă ceva, bă, asta este, nu mai cade pixul, nu se mai ridică bariera. Bun, nicio problemă. Aici, dacă se întâmplă ceva cu un membru de echipaj, tu trebuie să deviezi zborul, că este un caz de Mayday, și cazul de membru de echipaj incapacitat este foarte serios. Nu mai continui la destinație. Te duci și aterizezi suitable airport. Și atunci ai dat peste cap poate planurile a 180 de oameni din avion, operațional la alte sute care depind de întârzierea acestui zbor, de traficul aerian și așa mai departe. Pentru că lucrurile nu sunt reglementate și de aceea o fac așa, mai cu pași mărunți. E greu să treacă de la un an la 5 ani, apropo de controlul medical periodic. Înțeleg că zborul propriu-zis se începe cu mult înainte, pregătirea de fapt. Zborul, în mod normal, cu minim o oră înainte de decolare, echipajele trebuie să se prezinte. Acum sunt companii care aleg o oră și un sfert, o oră, jumătate de oră. Nu se insistă și cu începutul ăsta, pentru că iar suntem restricționați de acel flight time limitation, că și ăsta se consideră duty time. Efort, adică... Duty. Nu ești acasă în pat, înseamnă, tu ești, te concentrezi, te focusezi, ești la muncă, n-ai voie să depășești, că depășim alea 13 ore. Și atunci operatorii aerieni, targetul lor e să facă profit, bineînțeles, având cât mai puține echipaje, cât mai mici costuri și cât mai mari încasările. Și echipajele sunt un cost dintr-o companie. Și atunci o limitează la o oră, o oră și un sfert. E suficient cât să-și pregătești zborul. Cât să-ți vezi echipa, să-ți simți oamenii. În primul rând te prezinți, piloții au situația meteo, au ruta de zbor, planul de zbor, fac calcule de performanță, stabilesc cât petrol să alimenteze, dau comandă pentru a veni mașina cisterna pentru alimentare și fac calcule de performanțe, cât decolează, cu cât aterizează acolo, cât putem urca, câți pasageri sunt, fac un briefing. Comandantul face un briefing echipajului, se discută proceduri normal, abnormal, emergency, se ia și un caz aleator de discutat, se pun întrebări, se asigură că toți membrii echipajului sunt pregătiți, în primul rând fizic, cu mintea la ei și în al doilea rând odihniți și în al treilea rând că, virgulă, cunosc ceea ce au de făcut pe poziția lor. Sunt curioasă ce fel de întrebări. Din întrebări, nu cum ai dormit azi noapte, deși și asta poate fi o întrebare, dar sunt întrebări din manualul aeronavei pe care trebuie să-l opereze conform poziției pe care o deține în momentul respectiv, adică dacă este copilot, din cum se pilotează aeronava, așa. Nu se intră în detalii, nu repetăm acum 7.000 de pagini cât are manualul unui avion comercial, doar că vrei să te asiguri că ăla este prezent, în primul rând, apt și să-i cunoști un pic nivelul, adică tu trebuie să știi pe cine mă rely on, în momentul când mă duc la toaletă, cam care este nivelul copilotului, la fel, la însoțitoare, chestiuni de, în primul rând, să vezi că te-a urmărit și că n-a stat cu iubii pe telefon. Meseria asta se face cu sacrificii. Nu prea îți permite greșeli. Și că știe ce i-ai spus la briefing despre destinație, ce facem, cât facem, se discută chestii generale, după care despre postul pe care îl deținea. Nu știu, în caz de evacuare, dau un exemplu. Ce faci? Ce ai de făcut? Care sunt pașii? Avem un foc la motor. Am făcut reject pe pistă. Am spus cabin crew stations, da? Ce ai de făcut din momentul ăla? Adică tu vrei să te asiguri că echipajul este cu tine, este în secvență, este în loop și știe ce are de făcut în anumite situații critice. Asta se face la abnormal. Threats and errors. Bă, la ce ne putem aștepta astăzi? Păi ne putem aștepta că, uite, furtună, s-au anunțat ăștia, că, uite, nor, uite, ne-am uitat, am citit meteo, e posibil să vină wind shear sau e posibil să vină o ploaie sau e ceață sau, adică se discută posibile scenarii la acest briefing. Da. După care se merge la aeronavă, se pregătește cabina aeronavei, fetele și-au primit echipamentele, le verifică că sunt conforme, că sunt în termen, că sunt bine poziționate, că trusa medicală, oxigen, verificăm toate sistemele. Automat se începe cu bagajele prima dată, că durează, și după ce noi ne asigurăm că toate echipamentele sunt conforme, dăm ok-ul companiei de handling să aducă pasagerii la... Cine dă ok-ul? Care este persoana care zice ok, acum putem să plecăm? Șefa de cabină se asigură că însoțitoarele de bord și-au verificat echipamentele și că avioanele este conform și că totul este în regulă și spune comandantului că din punct de vedere cabina este pregătită, se poate da drumul la îmbarcare. După care echipajul din cockpit, comandant copilot, la fel, după ce fac walk-around-ul, verifică că starea aeronavei este în regulă, că nu ai tăieturi la cauciucuri, că nu e o roată sumflată, că nu ți atârnă vreo suprafață de comandă, că n-ai zgârieturi, denturi, foarte multe care se verifică, se stabilește că avionul este fit to fly, apt de zbor și atunci se începe îmbarcarea. Pare și comandantul zice, puteți da drumul la îmbarcare. Deci după ce se consultă, tot timpul comandantul este cel care decide. Tot timpul, absolut. Chiar dacă deleagă pe cineva, responsibility stays with the captain. Tu chiar dacă, să zicem, delegi copilotul, du-te, te rog, și fă tu controlul vizual, da, walk-around-ul. Du-te și alimentează. Totul răspuns. De cât a alimentat, deci ce a alimentat, dacă ăla a alimentat mai mult. Aparent toată lumea zicea, comandantul stă, fumează ca pe navă și nu face nimic. Nu e așa. El este cel care monitorizează, verifică și răspunde. În cockpit fiind doi, de obicei se împart atribuțiunile și se zboară. Un tronson, dusul face unul pilot flying, întorsul face celălalt pilot flying. Și atunci se împart între pilot flying și pilot monitoring. Pentru a nu sări amândoi pe comenzi acolo, care vede primul pe el. Nu. Există pilot flying-ul care ține tot timpul controlul aeronavei și pilot monitoring-ul care completează actele, face conversațiile radio cu solul. timpii, monitorizează și face ce îi spune celălalt, pilot flying-ul, chiar dacă pe sol și în aer există un comandant și un copilot, din momentul în care s-a împărțit, copilotul este pregătit să aibă aceleași, să-i spunem, atribuțiuni ca și comandantul, chiar dacă ce are mai puțin are răspunderea. Dar el trebuie să fie apt să facă tot ce face și comandantul, pentru că dacă, Doamne ferește, ăsta are o problemă, trebuie să intre pe poziția lui. Exact, la sol. Nu înțeleg că e un control minuțios și oricum experții spun că avionul rămâne cea mai sigură modalitate de transport. Așa este. Cu toate astea, statistica iarăși ne arată că 4 din 10 persoane suferă de aviofobie. Este și normal. De unde crezi tu că vine teama de zbor? Păi, din mulți factori. Luăm cazul omului care este un om normal și este normal să aibă teamă de zbor. Dacă nu are teamă de zbor, e o problemă, înseamnă că este inconștient, nu conștientizează pericolul. Totuși, noi am fost proiectați de Doamne, Doamne, sau cine ne-a proiectat pe noi să trăim pe sol. Nu în apă, nu pe apă, nu pe mări, nu în aer. Deci un ușor disconfort. Nu suntem păsări, nu suntem pești. Normal. Și atunci este clar că, virgulă, creierul tău conștientizează că nu este mediul lui acolo. Și este normal, e ca și când tu nu conștientizezi că viteza ucide. Adică te gândești că, uite, merg cu 200 și dacă acum... Poc, oare se întâmplă ceva? Da. Opa, stai un pic să mai decelerez, știi? Adică e normal să ai teamă. E normal și noi piloții avem teamă. Adică de ea normal să zici, eu n-am nicio teamă. Această teamă se lucrează cu ea, stă acolo în subconștient, dar una este să ai o teamă și alta este să ai o frică. În general, din ce am studiat eu, vine de la 2 factori. Lipsa de cunoaștere și 2, lipsa de control. Este normal, instinctiv, tu dacă stai în dreapta și ești șofer, parcă calci frâna când celălalt nu calcă frâna. De aceea, probabil din lipsa de control, oamenii au această teamă de zbor. Pe lângă asta există lipsa de cunoaștere pentru că nu li s-a explicat foarte multe detalii. Uite cât de reglementată este această meserie sau nu neapărat meserie, zborul propriu-zis, prin câte stagii de pregătire trece un pilot, un tehnic, câte sisteme redundante esențiale există. De exemplu, pe partea de generator sau de hidraulică avem 3 sisteme care se acoperă unul pe altul, 2 principale, un standby. Detalii de genul ăsta duc la lipsă de cunoaștere și duc la teamă de zbor. Și cum putem să o facem, să o depășim? Sau mai bine spus, uite, vreau să te întreb altceva, că am o curiozitate. Ai avut ai efectuat vreodată vreun zbor la bordul căruia să fie un pasager care face un atac de panică? Da, am zburat cu pasageri care le era foarte frică și declarau și spuneau că ei se schimbă, că sunt panicați, că sunt galbeni, că nu știu ce, dar foarte mulți se linișteau, am observat, după ce stăteau de vorbă cu comandantul. Și eu le-am explicat, e totul sub control, noi, uite, fix 3 cuvinte astea. Adică să vadă că omul care este aici, la manșă, la control, deține controlul și că este totul în regulă. Și se linișteau foarte mulți. De aceea mi-a și venit la un moment dat ideea de a dezvolta mai mult acest subiect și de a face niște programe speciale pentru aviofobi pe la compania unde mă ocup de training, pentru că am observat că ei nu au intrat niciodată în cabină, stau și se gândesc că oare e ca în filme, cum știu eu, acolo că cineva bagă cărbuni și aia se agită și după ce văd cât de controlat este totul și cât de calm sunt piloții și că ei fac asta ca nici măcar o secundă să fie ceva care nu este sub control, se liniștesc. Am zburat și cu oameni care au făcut atac de panică, au luat niște zahăr, apă. Din păcate nu putem devia zborul așa de la toți care zic că mie mi-e frică. Își asumă din momentul în care urcă în avion. Adică nu te-ai întors niciodată din zbor pentru a duce la sol un pasager care nu se poate liniști? Nu. Am avut probleme medicale care și-a pierdut cunoștința sau atac de cord sau Da, și atunci astea sunt cazuri extreme și cauți aeroportul cel mai apropiat. Absolut, și informezi că trebuie să aterizezi și ceri asistență. Dar cu toate astea ai mers vreodată la vreun pasager să-l faci să se simtă mai confortabil? Eu ca și comandant nu, dar se duc membrii de echipaj și dacă mulți cer să vină ei să stea de vorbă cu comandul și atunci ieși, poți să schimbi două cuvinte cu el în fața cabinei. Bineînțeles, totul controlat și aici sunt foarte multe discuții, pentru că de când cu nenorocirile astea cu deturnarea aeronavelor s-au băgat alte reguli și alte restricții și nu are nimeni voie să intre în cockpit. Sigur, da. Și inclusiv ieșirea membrului de echipaj se face sub anumite condiții, controlat, să te asiguri că... Adică, cu toate astea am mai ieșit să mai stau de vorbă cu ei, pentru că, bine, nu-ți închipui că se face așa coadă la ușă acolo, șeful, am o întrebare, stați un pic că nu este așa, dar mă gândesc că pentru cei care ne ascultă și luptă cu această teamă de zbor și își limitează acțiunile și călătoriile, pentru că nu pot depăși, cred că ar fi confortabil să audă că în caz de ceva, omul care e la conducere, la manșă și în mâna căruia tu ți-ai pus viața, poate să-ți spună două, trei cuvinte. Absolut, știi, absolut. Uite, eu m-am pregătit pentru zborul ăsta, ești în siguranță, știu ce am de făcut. Cred că îți dă așa un ușor confort. Asta. Da. De aici am ajuns la concluzia că oamenii au lipsă de informații, de aceea am creat acest pachet pentru aviofobi, în care fix asta facem, dezbatem temele, am creat un mediu cât mai apropiat de realitate. Cabina noastră de zbor, inclusiv cu monitoare pe lateral, adică este în aceeași secvență cu ceea ce se vede pe videoproiectoarele, adică cu ce vezi tu pe geam ca pilot, vezi și pe laterale, mă rog, în sensul că vezi ce trebuie, adică ăla vede în față, tu vezi pe lateral, vezi rulajul sau vezi când ești pe pistă sau vezi... Pentru a crea cu scaune de avion, cu tot, deci este un simulator perfect, 1 la 1, cu primele 2 rânduri de scaune, pentru a îi face să simtă cât mai mult din zborul propriu-zis, pentru că ei au tot felul de frici, de la zgomot, sunt sunete pe care nu le recunosc, dar ce e asta, dar de ce se aude așa, dar de ce face vâș-vâș, dar de ce scârție, dar de ce... Și atunci, explicându-le toate detaliile astea, noi am reușit să tratăm, zic eu, mulți care ne-au trecut pragul și s-au liniștit și au început să zboare frecvent fără să mai bat de aia. Eu am fost la simulator, o să derulăm imaginile în podcast să le vadă toată lumea și am simulat, cred eu, toate scenariile posibile pe care aș vrea acum să le luăm pe rând și să aflu de la tine cum reușești să deții controlul și ce e normal eu ca pasager anxios să simt. De exemplu, am zburat pe turbulențe și înțeleg că există mai multe tipuri de turbulențe. Absolut. Turbulențele sunt în aer clar, care sunt de la curenții de aer, descendenți și ascendenți, sau de la diferențele de densitate, ale aerului sunt diferite mase care au diferite densități și atunci avionul se așează altfel, ca să zic așa, în zbor, sau dacă se intră într-un nor, furtună, ploaie, unde acolo sunt curenți foarte puternici, descendenți și ascendenți, care dau această turbulență. Există turbulențele când ne apropiem mai mult de sol, de la termice, de la faptul că soarele bate puternic și astea se întâlnesc ziua asupra solului și solul reflectă diferit, pentru că una este, nu știu, un teren arabil care este Marocul totuși, atunci are o altă, închipuiesc că sunt numai vectori așa, are o altă reflecție și alta este, nu știu, o pădure sau apă care reflectă mult mai puțin spre deloc. Și de aceea sunt aceste așa zise turbulențe, dar la nivele joase, în mod special în coborâre și în urcare se simt. Este ăsta cel mai puțin riscant scenariu din toate care pot fi posibile? N-are niciun risc asta. N-are niciun risc. E puțin, e mult spus, zero riscuri, adică e ca și când ai spune, dar de ce mașina când merge în linie dreaptă simt eu pietricele? E... A, deci e fix același lucru, dacă putem să comparăm. E normal să simți gropile, dar nu se întâmplă nimic. Bine, na, la mașină se poate întâmpla dacă e groapa suficient de mare. Aici nu se poate întâmpla, adică e normal. Uite, am simulat un zbor pe grindină, practic prin ecranul pe care voi priviți, nu mai vedeam absolut nimic și trebuia, acum eu îți povestesc din ce am înțeles, tu cu siguranță o să mă înțelegi, iar oamenii o să vadă imaginile. Având furtuna în față, grindină chiar, trebuia să mă axez pe radarul ăla, să mă poziționez, că nu mai vedeam absolut nimic. Noi, oricum zborul se face instrumental, zborul la aviația comercială este instrumental, doar aterizarea și decolarea este vizuală, pentru că trebuie să ții axul pistei și trebuie să vezi în față să poți să rejectezi sau să decolezi sau să aterizezi în pistă, dar din momentul în care ai decolat, ai băgat trenul, avionul oricum are o altitudine 20 de grade, tu nu mai vezi afară decât sus, nu mai vezi solul și atunci... Fiind zbor instrumental, tu trebuie să crezi în ceea ce îți transmit aparatele. Atitudinea avionului, viteza, altitudinea, gradul de înclinare, meteo, distanțe, viteze, tot. Și una adică un lucru care creierul pilotului trebuie să-l calculeze este, avem un radar meteo și ne apar pe diferite culori, verde, roșu, verde, galben, roșu, magenta, intensitatea furtunii și, în general, cât de încărcați sunt norii respectiv cu apă. Unde este încărcare mare, magenta de obicei, acolo este și grindină. Și sunt nori interzis să treci prin ei. Roșu și magenta nu se trece. Verde, galben, da. Și atunci noi, acolo unde există, e front, deci nu mai vorbim de un nor pe care îl ocolești. E un scroll line, e o linie așa cu 20 de 10 nuclee. Tu trebuie să treci printre ei să vezi unde există spațiul cel mai optim sau să-i ocolești cu totul. Adică se modifică un pic totul, se trece de la ochiul liber la aparate. Ochiul liber n-ai nicio treabă, decât în decolare și în aterizare. Atât. Restul și eu ca pasager anxios care stau în aeroport și aștept să intru în avion și mă uit pe cer și văd un nor, mă gândesc să renunț la zbor, sincer. Un nor niciodată nu e o problemă. Adică norul acela se ocolește, nu... oricât de mare ar fi el. Da, un front e o problemă, că frontul înseamnă mai mulți nori, dar tu n-ai cum să-i vezi de jos. Front este că se întinde pe jumătate de Europa, așa, știi? Sau pe un sfert de continent, deci vorbim de sute de mile. Nu vorbim de, văd eu așa, un nor deasupra lui Corbeanca. Deci, oricum, noi vedem radarul meteo și îi ocolim. Și celula unde este el, îl ocolești și mergi pe lângă. Nu. Am mai încercat și zborul cu un singur motor. Am simulat un incendiu la zbor și asta este o panică foarte mare care se creează în rândul pasagerilor. Că te gândești tot timpul cât de sigur este să zbori cu o aeronavă cu un singur motor, care mai are un singur motor. Motoarele sunt, statistic vorbind, concepute să aibă o anduranță, adică foarte, foarte rar se întâmplă o cedare de motor. Nu cedează așa simplu, că trebuie ori să se intre într-o vreme cu, nu știu, ploaie foarte puternică, ori să intre păsări în motor. Motoarele, apropo de câte verificări sunt, foarte bine reglementate. Noi la un număr de cicli sau de ore de zbor, toate componentele, de la cel mai mic șurub al avionului, au o perioadă de viață care se socotește fie în cicli, dacă vorbim de tren, să zicem, și de motoare, cicli însemnând decolare, aterizare, fie în ore de zbor, fie în ani. Uh-huh. Și se face o intersecție și care vine primul, atunci se schimbă piesa respectivă cu o piesă nouă. Adică evenimentul care vine primul. Da, adică dacă el zboară foarte mult aeronava respectivă și face mai repede numărul de ore sau numărul de cicli înaintea timpilor, adică anilor, să zicem, uite, vorbim de un motor cu piston, da? Asta să zicem că are 2000 de ore și 12 ani. Mă, dacă tu zbori mult și faci alea 2000 de ore în 4 ani, la 4 ani schimbi cu totul motorul, reparație capitală. Dacă zbori puțin, avioane de mici dimensiuni, de școală sau avioane privați, dacă tu zbori puțin și atunci nu faci în 10 ani cele 2000 de ore și faci doar 1500 la 10 ani sau 12 ani, depinde de fiecare producător, fiecare motor în parte, trebuie făcută reparație capitală, schimba motorul. Adică nu e ca la mașini, când te duci la serviciu și îți spune inginerul de acolo: hai, domnule, că arată bine, mai merge niște ore. Pe lângă ulei, filtre care se schimbă periodic, la număr de ore, avionul, bineînțeles, se poate face o intervenție asupra lui on request, în sensul că e nevoie, da, necesită, sau dacă nu, la număr de ore, număr de cicli, număr de timp, ca și ani, se face reparație capitală. La ansamblul respectiv, nu vorbim doar de motoare. Și despre tren, și despre comenzi, și despre, se schimbă cu totul. Care este durata de viață a unei aeronave comerciale? Atâta vreme cât îi faci lucrările la timp și practic tu o schimbi tot timpul, nu există o durată, o limită. Adică ele sunt nemuritoare. E clar că peste un număr de, nu mai are aparatura, dotările, nu mai găsești piloți pentru un avion de tip vechi, nu mai găsești tehnici, dar ele, dacă sunt făcute în timp, nu expiră. Adică tocmai asta e, înainte să expire, se schimbă. Deci vorbim de zeci de ani. Hai să vorbim un pic despre un zbor cu condiții meteo grele, cu fulgere, de exemplu. Așa. Care sunt riscurile? Încă o dată, furtuna, în mod normal, se ocolește. Ok, să zicem că e deasupra aeroportului și te bagi sub ea și e decât ploaie. Fulgerul, avionul este conceput să aibă descărcări electrostatice. Adică dacă este străpuns de fulgeri, el se descarcă. Iese pe undeva pe acele scurgeri electrostatice. Fie că vorbim de aripă, fie că vorbim de ampenaj vertical spate. E un flash puternic, o lumină, care trece prin avion și se scurge. Nu impactează cu nimic zborul. Am auzit expresia filozofia aripii curate. Da. Și nu știu la ce se referă. Aripă curată se referă când trecem prin givraj, adică prin visible moisture, adică vorbim de nori sau ceață, sau norul poate să fie cu ninsoare sau cu ploaie, și se depune, sau să fim sub nori și să se depună pe aripă zăpadă sau gheață. De aceea aripă curată, în sensul că fără depuneri. Adică trebuie să plece cu aripa curată, perfect curată. Da, noi înainte, dacă ninge sau constatăm că este sub 10 grade pe sol și că poate îngheța pe aripă, întâi degivrăm, curățăm, facem aripă curată, după care sunt două funcții de degivrare și antigivrare. Degivrare sunt cei de la sol, echipamentele de la sol ale companiilor de handling care curăță aeronava, în mod special aripa și motorul și suprafețele de comandă, ampenaj vertical, orizontal. și după care intră sistemele de antigivraj, și anume noi pornim de sistemele de încălzire, aripă, motor, pentru a nu se depune. Adică face parte din protocolul de dinaintea zborului. Curățarea de dinainte și pornirea lor după. E ca și când ai pornit dezaburirea la geamuri la mașină. Uite, că dacă faci o analogie, cu analogii, putem încuraja pe... O curăți și înainte mașina, dai jos zăpada racleta după geam, dar după aia pornești dezaburirea ca să nu se aburească la loc. Există și calmante și... Dar părerea mea, din ce am stat de vorbă, că am și prieteni care, na, săracii sunt, au teamă de zbor și au venit la noi, nu numai clienți, normal, și bine, am stat de vorbă și cu ei, acea stare care ți-o creează teama nu poate să o învingă nicio pastilă, oricât de puternic ar fi. Și de aceea, în momentul când tu conștientizezi ce se întâmplă și că zborul este sigur și înțelegi filozofia zborului, automat nu mai ai nevoie de ele, adică există persoane care iau calmante înainte pentru somnolență, să încerce să doarmă, dar știu povești că a luat și după aia a dormit 3 zile la hotel, că na, teama asta de zbor i-a pus tot sângele în mișcare, n-a putut să, nu și-a făcut efectul somniferul și a dormit după 2 zile. Deci o experiență la simulator te poate ajuta să depășești. Eu zic că randamentul nostru e foarte bun. Nu știu, 8 din 10 oameni ne-au sunat, am mai stat de vorbă după, că noi le luăm feedback-ul și întrebăm și cum este, dar până la urmă ai călătorit, uite, te pregăteai de o călătorie și avem câte unii care după ce au înțeles zborul s-au apucat și de pilotaj. Adică au zis, wow, păi stai că eu nu știam că sunt atât de reglementate. Hai că mă apuc de meseria asta. Chiar avem câteva cazuri care au venit pentru a se trata de frica de zbor și au continuat prin a-și face școala de piloți. De câte ședințe ai nevoie ca să depășești? Eu zic că 1-2. Ideea e de a înțelege toate detaliile. Ce se întâmplă acolo? Prin câte stagii de pregătire trece un pilot, un săzitor de bord, un tehnic, sistemele redundante, de unde vin zgomotele, de unde vin mișcările, toate lucrurile astea care noi le-am trecut acum în vedere, Doamne ajută să aibă acces la ele gratuit cât mai mulți vizitatori de-ai voștri, de-ai paginii și de-ai sistemelor de socializare. Practic tot ceea ce ți-am explicat eu ție acum le explicăm la fiecare om în parte și e acest proces de conștientizare. Și după ce se face acest proces de conștientizare, 8 din 10 zic... Adică să te împrietenești un pic cu aeronava, să vorbești un pic cu oamenii care sunt la control. Să conștientizezi că totul este sub control. Că nu e nimic scăpat de sub control. Am un prieten, actorul Vlad Drăgulin, care nu se teme nici de aterizare, nici de decolare, se teme efectiv de zbor. Deci cât timp durează zborul, el are această fobie. Multora le este frică la aterizare și la decolare. Putem să facem ceva să-l ajutăm? Îl invităm la noi, încercăm să-i simulăm și să vedem de unde îi se trage, trebuie discutat cu el, totul se face pe bază de discuții, el să pună întrebări, să-i se pună întrebări, ca să vedem de unde apare această nesiguranță, practic, că creierul dă teamă când simte nesiguranță și când conștientizează pericolul. Și dacă facem ca și creierul respectiv să înțeleagă că nu există pericol, lucrurile sunt rezolvate. Se pot ciocni 2 avioane în aer? Se pot ciocni 2 avioane în aer. Se puteau ciocni, acum e aproape imposibil, pentru că sunt de ani buni de zile niște sisteme, Traffic Collision Advisory, care detectează. Deci avioanele se detectează între ele. Oricum, sunt foarte multe precauții care se iau. Și anume, se eșalonează odată pe nivele, când mergi de la est la vest și de la vest la est, sunt impare, ca să nu dai nas în nas cu celălalt, sau pare, deci nivelul de zbor pe rută, adică ori ai nivel 230 impar, ori ai nivel 240 par. 240 înseamnă 24.000 de picioare, adică 1.000 de picioare între ele, adică 300 de metri. După aceea sunt eșalonările laterale și eșalonările care se fac în funcție de distanță, care controlul de trafic aerian le monitorizează și le eșalonează, pentru că noi ne vedem între noi unii pe alții, sunt ținte. Adică radarul nostru are un scoc, are o frecvență pe care acea frecvență, acel număr care ți-l asignează ție controlul de trafic, el îl are pe display-ul lui. Și atunci el are ca o hartă așa numai cu ținte și vede. Bineînțeles că el nu are o hartă cu tot mapamondul, el are pe arii bucățica asta, după care predă controlul la următoarea bucățică și sunt ca niște sectoare, astfel încât tu când treci de la într-o țară într-alta, treci prin N sectoare, nu știu, 1-2 din România, 1 din Serbia, 1-2 din Bulgaria, Grecia, adică depinde cum traversezi și ce rută aplici și se eșalonează. Cu toate astea, dacă unul urcă, altul coboară și nu știu, controlul de trafic nu a eșalonat cum trebuie traficul, noi, avioanele noastre, între ele trimit semnale și se autodetectează și când sunt sub un anumită distanță, camile te informează, traffic, după care sistemele mai noi, avioanele mai noi, automat preiau controlul și încep să urce sau să coboare în funcție de, adică unul îi dă să urce, unul îi dă să coboare ca să evite coliziunea. Și astea mai vechiuțe, când zic mai vechiuțe, de acum câțiva ani, necesită intervenția automată a pilotului. Adică decuplezi pilotul automat, să zicem că era în urcare și el zice descendul sau stop climb, da? Deci el îți dă ce să faci și automat trebuie să decuplezi pilotul automat, să-l iei manual și să urmărești ce îți indică el ca și rată de urcare pe verde. Deci noi pe altimetru avem un variometru, adică cu cât urcăm sau cu cât coborâm, rata de urcare sau rata de coborâre. Și automat el îți dă un interval pe verde în care spune că dacă urci sau cobori cu rata aia, ești în safe ca să leviți pe celălalt. Înțeleg acum că este un triunghi al încrederii. Copilot, pilot, turnul de control. Absolut, absolut. Meseria este de pilot. Și funcțiile sunt, ierarhic vorbind, prima dată copilot, a doua oară comandant, a treia oară instructor, a patra oară examinator. Toți începem prin a fi copiloți, după care, după ce adunăm un număr de ore minim, da, 1500 în cazul avioanelor comerciale, după care compania are un cuvânt de spus și majoritatea ridică aceste standarde la 2500-3000 de ore, depinde și cât de complexă este aeronava, pentru că una este să zbori o aeronavă jet și alta este să zbori o aeronavă turboprop și alta este să zbori o aeronavă cu piston, single engine, adică aeronave mai puțin complexe. Cer un număr de ore ca și copilot, după care devii comandant, după ce devii comandant, bine, nu obligatoriu, numai cine... În primul rând trebuie să fie nevoie la companie, în al doilea rând trebuie el să facă dovada că este apt de a deveni comandant, care are cunoștințele atât tehnice, cât și abilitățile de handling și judgment. Problema este de comandantul, ok, până la urmă, orice om, oricât de două mâini stângi ar fi, își găsește deprinderile. Ok, unul reușește să fie safe și să piloteze exemplar la 1500 de ore, altul la 2500. Până la urmă ajunge fiecare la acel target. 70% din piloți mă refer, nu toți, dar el trebuie să aibă și acea maturitate. De-aia la mulți am auzit expresia nu e copt. Chiar dacă el are capacitățile de handling, de a zbura în siguranță avionului, asta nu e tot. El trebuie să aibă acea maturitate, să decidă optim pentru companie, pentru pasageri, pentru colegi. Sunt o grămadă de inputuri. Și abia atunci se ajunge comandant. După care, următoarea treaptă este instructor, la fel. Dacă ai spiritul ăsta de pedagogie, îți place să-i trăinuiești pe alții, bineînțeles trebuie să cunoști foarte bine aeronava și reglementările și după aceea, după ce devii instructor, instructorul are dreptul să trăinuiască și o treaptă și mai înaltă este de examinator, adică instructor-examinator, cel care și are dreptul să examineze și să spună ăla e bun de comandant, ăla nu e bun, ăla e bun de copilotul ăla nu e bun și tot așa. Înțeleg. De ce trebuie să deconectăm telefoanele și laptopurile atunci când călătorim cu avionul? În general se deconectează în rulaj, urcare, coborâre, decolare, aterizare, deoarece pot interfera anumite unde și frecvențe din mediul GSM cu celelalte care controlează, avem stații la sol care ne emit nouă semnale și pentru a nu bruia acel semnal, să avem cât mai puțin bruiatori, se impune închiderea telefoanelor. Nu s-a dovedit științific un număr de telefoane aprinse care să influențeze, dar poate bruia, înțelegi? Poate bruia, poate da fluctuații pe pantă și pe direcția unui avion care e la aterizare. Înțelegi? Adică toate semnalele astea, cu cât sunt mai multe și cu cât e un aeroport mai aglomerat, pot bruia anumite echipamente de la sol care emit semnale către aeronave. Îți dau un exemplu de tânăr de 19 ani care își dorește să devină pilot. Ce ar trebui el să urmeze? Ce ar trebui să știe? Păi, foarte multe aspecte. În primul rând, trebuie să se convingă că îi place această meserie. În al doilea rând, trebuie să fie apt medical. În al treilea rând, trebuie să aibă situația financiară, pentru că în ziua de astăzi nu mai există școli, cum era pe vremea lui Ceaușescu, în care să-ți plătească statul școala, și atunci el trebuie să se asigure că părinții sau el își poate finanța școala. Există și bănci care dau pentru studii pe N ani, bineînțeles cu ipotecă, cu ajutorul unul dintre părinți. Noi am creat, eu fiind Head of Training la JETAV, adică la o școală de zbor, Academie de Piloți și Însoțitori de Bord, am creat pachete special gândite pentru tineri de orientare profesională. Orientarea standard să vină la simulator, să facă un zbor cap-coadă de la decolare la aterizare, face o destinație, nu știu, București, Cluj, să zicem, dau un exemplu, București, Istanbul, hai ca să nu zică lumea, dar de ce ai ales, domne, Clujul și nu Iașul, da? Ideea e să aibă o oră, să-și testeze un pic abilitățile lui de handling și să, adică să vadă, bă, stânga la mine e stânga, e dreapta, cum e, ce se întâmplă, cu ce se mănâncă meseria asta, ce face un pilot înăuntru. Noi îl punem în scaunul pilotului, da? Cu un alt pilot care îi explică tot ceea ce face. Uite, acum pornim motoarele, uite, acum rulăm, am închis ușile, șefa de cabină ne-a dat că putem începe rulajul, uite, începem pushback, în timpul pushback-ului pornim motoarele, după ce am pornit motoarele, rulăm, decolăm, aterizăm, și el să conștientizeze dacă i-ar plăcea să facă asta ca o meserie tot restul vieții. Pentru că una este ce vedem noi în filmele alea în care vine Leonardo DiCaprio așa cu Catch Me If You Can, cu pălărioara așa și cu 20 de femei frumoase după el, însoțitoarele, stewardesele, și alta este meseria asta care și are și bune și rele. Adică sacrificii, sărbători, familie, foarte multe, program de noapte, de zi, adică mi se întâmplă frecvent să mă trezesc la 5 dimineața să nu-mi dau seama, mă culc, mănânc cină sau mic dejun, pentru că pot să termin zborul la 5, la 2, să zicem, și până ajunge acasă, până pleci de la avion se face 3, până ajunge acasă se face 4, până te pui în pat se face 5, sau să te trezești la 4 ca să mănânci la 5, ca să fii la 6 și un sfert la aeroport, la prezentare, ca să-ți pregătești cursa, ca să decolezi la 7 fără un sfert. Deci, dar sunt și plusuri, adică faptul că n-ai un program de birou standard de la 8 la 4 zi de zi și ai un program variat și când zbor noaptea, când zbor ziua, când zbor la prânz, când zbor seara, totuși sunt mai puține curse noaptea, trebuie să recunosc, pentru că pasagerii, dacă ar fi după proprietarii aeronavelor, adică după oamenii de afaceri, nu stop să stea în aer ca să producă bani, e normal, dar totuși pasagerii, dacă au de ales într-un zbor de zi și un zbor de noapte, aleg zborul de zi și află detalii despre durată, costuri, cât durează școala, care sunt pașii, află de la niște specialiști care sunt pașii care se facă și le prezentăm toate cele 11 module care pot fi parcurse în minim 2 ani de zile, costurile estimative cu totul aproximativ 50.000 de euro, cum se împart pe ani, ce îl sfătuim să facă modulele, cum, că sunt foarte mulți tineri care vin concret și întreabă, uite, eu fac rost de bani, mi dau părinții. Aproape în orice curte, dacă te uiți în zona de, nu știu, să zicem capital așa și nu mai zic zona de nord, vezi 2 școli, ca să zic așa, în parcare, da? Pentru că sunt oameni care au bănuți, dar nu au acces la informații și atunci copilul e bine să vină în general cu părintele la această orientare personală la simulator, copilul să testeze, să vadă dacă îi place meseria asta, iar părintele să-l suporte în spate și să zică, băi, dacă tu îți dorești asta, uite, eu fac un efort pentru tine, vând un apartament sau nu mai cumpăr sau mă împrumut sau uite, nu mai mi-au, eu îmi schimb mașina și am chestia asta pentru tine. După care îl invităm la aerodrom să facă un zbor introductiv, tot așa se face un briefing de o oră, detalii despre zbor, cum se ține controlul asupra aeronavei și despre primul modul, cel de PPL, ce trebuie să facă, uite, du-te, faci vizita medicală, te duci acolo, îl ajutăm să înțeleagă tot ce are de făcut, un lucru de care eu sunt foarte mândru, poate cel mai mândru din toate realizările mele, pentru că din păcate, în România sunt foarte puțini spre deloc astfel de programe. Important este să înțelegi, să ai cunoștințe tehnice ca să poți să înțelegi materia, să ai 12 clase terminate, să-ți placă ceea ce faci, să fii medical vorbind apt și, bineînțeles, să ai posibilitatea de a face rost de bănuți. Și foarte mulți vin să întrebe, ok, uite, eu am 35 de ani. Mai pot? Tu ce crezi? Uite, dar mai am și un job. Nu pot să-l las așa, că n-am nici ce să mă întrețin. Am strâns 50.000 de euro, am pus deoparte, dar aș mai vrea să continui jobul. Da, 50.000 de euro, grosomodo, plus minus 5-10%, acum depinde, dacă nu iei toate examenele din prima, mai trebuie să mai repeți anumite chestiuni, plus evaluările, plus aș ține licențele, să zicem un 50-55.000 de euro. Am înțeles exact că este un proces lung și costisitor pentru a face o carieră în aviație. Eram curioasă să te întreb dacă tu crezi că ar trebui ca oamenii care își doresc să facă o carieră din asta să aibă un anume set de aptitudini obligatorii din punctul tău de vedere. Care sunt aptitudinile pe care ar trebui să le aibă cineva care își dorește să facă o carieră în aviație? Inteligență, rapiditate în gândire, viteză de reacție, de aceea se și fac aceste teste psihologice și psihometrice. Nu, totul este într-o limită medie, deci nu-ți închipui. Acum, un om cu cât este mai inteligent și prinde mai repede, cu atâta se califică mai repede, iese comandant, dar celălalt poate nu iese comandant, poate nu se califică atât de repede, dar cu muncă și perseverență poate ajunge și altul la fel de safe. La noi standardele sunt clare, nu-ți dă nimeni avionul pe mână dacă nu ești safe. Poți să ai tu cei 50.000 de euro, ok, cum îi ai așa îi cheltui, nu-ți găsești să te angajezi. Da, pentru chiar că dacă să zicem că școlile merg, bă, gata, a plătit, trebuie să-i preste serviciu. Îl mai opresc, îl mai pun să repete, bun. Să zicem că există cazul ăsta. Nu l-am întâlnit pentru că eu i-am triat la noi la școală și eu am fost și fer și le-am spus, bă, nu ești făcut pentru meseria asta. Adică trebuie să ai anumite atribuțiuni care să te facă să mergi către meseria asta. Dar nu înseamnă că cu muncă și perseverență n-am văzut muzicieni sau care nu aveau pregătire tehnică, matematică, fizică, să devină piloți foarte buni. E clar că cu cât ai cunoștințe tehnice și ai făcut fizică și matematică, înțelegi mai repede. Dar nu sunt cunoștințe, adică nu e ca la facultate să trească să, cine știe ce, matrici să descompui sau să faci șiruri sau eu știu ce, geometrie. Nu, trebuie să înveți. E foarte mult de învățat, memorie și să înțelegi principial cum funcționează anumite lucruri. Deci nu este imposibil, perseverență, putere de sacrificiu, muncă în echipă, pentru că tot timpul, și este un pic, aviația este militarească. Iar am constatat, tinerii din ziua de astăzi au o problemă cu asta, pentru că lui, dacă nu i-a spus nimeni, bă, n-ai voie să faci aia, din contră, părintele a zis, tati, tu ești un șmecher. Tu te duci acolo și spui învățătoare că ești cel mai tare. Sunt, din păcate. Uh-huh. Trist. Există și la școli și la așa. Atunci asta vine și tu trebuie să-l potolești un pic, să-i arăți că nu e așa și eventual să-i spui, băi, nu ești făcut pentru asta. Mm. Am întâlnit cazuri. Nu ești disciplinat, nu poți să-ți ții mintea în control. Nu poți să înțelegi că ai șefi. Ah, stai un pic, că sunt oameni care sunt crescuți, tu n-ai niciun șef, tati, tu sau mami, tu ești frumoasă, ești deșteaptă, ție stă lumea la picioare. Nu. Ție-ți este șef și ca însoțitor de bord, da? Toate stewardesele mai vechi, șefa de cabină, copilot, comandantul, directorul de zbor, pilotul șef, toți îți sunt șefi. Mm-hmm. Accepti să intri într-un astfel de job, dacă nu, tu într-un birou cu 3 colegi, n-ai niciun șef decât unul singur peste birou. De frumoasă e meseria și de răvnită. Sunt niște limite peste care nu poți să treci. E foarte bine, adică este foarte ușor militarească. Da, pentru că este o ordine ierarhică de care trebuie să ții cont în fiecare secundă. Absolut. În general, cine își dorește cu adevărat și prinde gustul și înțelege și intră în horă, de aceea la aceste pachete de orientare profesională și cu zbor introductiv încercăm să-i ducem către a concluziona el cu părintele dacă îi se potrivește sau nu meseria asta. După cum vezi, eu spun lucrurile fără perdea. Adică sunt cel mai prost vânzător, între ghilimele. Dacă vreau să vând, ziceam, vai, dar ce frumos, da, câți bani, dar n-aveți timp să-i numărați, da? Nu, spun și lucrurile urâte, între ghilimele, dar dacă ajungi, știi cum e? Când ajungi să iubești pe cineva, iubești și lucrurile urâte la acea persoană. Exact așa este și aici. Dacă tu te îndrăgostești de această meserie, nu mai vezi că te trezești de dimineață, că vii noaptea, că poate nu dormi în aceleași așternuturi cu lunile, pentru că, da, sunt sacrificii, pleci de acasă, mult, adică sunt, acum depinde că sunt companii și companii. Sunt companii aeriene, cum sunt cele regulate, care, pleci de acasă, vii acasă aproape ca la birou, 1 sau 2 curse pe zi. Sunt companii charter ACMI, unde charterele, să zicem, zboară vara în vacanțe, iarna mai deloc sau foarte puțin. Sunt aceste contracte ACMI. Asta are un plus al aviației. Faptul că tu poți să-ți alegi cum să muncești, mi se pare ceva spectaculos. Foarte puține meserii sunt să poți să-ți alegi tu, băi, lucrezi mai mult, mai puțin, mai de vară, mai de iarnă, mai de... Nu, cu aceeași pregătire, cu același model de aeronavă, să zicem, poți să alegi să lucrezi într-o companie de profil ACMI, adică Aircraft Crew Maintenance Insurance, în care ăla închiriază cu totul aeronava și atunci a prins contract. 3 luni în Africa, în Asia, unde e nevoie, că nu au suficiente aeronave sau suficiente echipaje. Și automat, acolo programul e o lună cu o lună, să zicem, o lună acasă, o lună acolo. Sau, ok, sunt aplici la alții care au nevoie de bani și atunci o lună cu 2 săptămâni libere, implicit sunt alte venituri. Sau 20 de zile cu 10, sunt atâtea variante de a-ți găsi job, încât mi se pare un mare plus să ai posibilitatea să-ți găsești multe variante de job. Alexandru, spune-mi, din scenariile pe care le-am avut la simulatorul de zbor, există unul pe care nu ți-l dorești sub nicio formă să-l ai atunci când e cursa ta? Noi la simulatoare pentru asta suntem pregătiți. Facem acele cazuri care nu ni le dorim niciodată. De când te duci în cabină, zici, uite, azi de asta nu aș vrea să dau, de scenariul ăsta nu aș vrea să dau. Așa, lăsând uniforma deoparte, acum stau de vorbă cu omul, Alexandru. Da, pe fiecare zi îți dorești să fie o cursă cât mai ușoară, să ajungi cât mai repede acasă, să te odihnești, să-ți vezi de prieteni, distracții, familie sau ce. Dar noi suntem pregătiți. Sunt anumite scenarii complexe pe care nu ni le dorim, cum ar fi cedările de motor. Nu mai zic cedarea ambelor motoare, asta e ceva extrem de clar. Planez ce se întâmple. Ce s-a întâmplat în America cu Sully, unde a avut noroc una la 100.000 să găsească un râu pe care să-l pună în siguranță și să scape toată lumea. Dar asta în aviația modernă e primul caz de care am auzit, adică s-o mai fi întâmplat până să apară presa și toate cele, dar nu, este extrem de rar. Cu toate astea ne antrenăm și de emergency landing și de ditching, adică aterizăm forțat pe mare sau pe un râu. E clar că focul, problemele electrice pe un incendiu nedetectat, în general din căblăraie, din fire, poate deveni foarte periculos pentru că te înneci, nu mai poate fi aerul respirabil și trebuie să te duci cât mai repede la sol. Dar astea sunt cazuri rare, după cum ai spus. Extrem. Totuși producătorii de avioane le-au pus, deși nu s-au întâmplat, dar au zis, bă, da, și dacă s-a întâmplat vreodată, hai să avem o procedură pe care să o urmărim. Și sunt niște pași, cum să-l izolezi, cum să-l identifici, cum să-l tratezi și cum să te duci cel cât mai repede la aterizare. Să nu uităm, din slava cerului de la 10.000 de metri, în 12 minute avionul poate fi jos în cobor de avarie. Cu toate că tu ai mărturisit că piloții au și ei o ușoară teamă atunci când urcă la bordul avionului, sunteți pregătiți de orice. Teamă, conștientizarea pericolului. Uite, foarte frumos. Nu i-aș spune teamă. I-aș spune, bă, omul este conștient că ceea ce face el e greu, implică un pericol, implică un risc. Tu când conduci mașina, conștientizezi că dacă ai peste 120-130 în caz de impact, nu mai intră motorul peste tine, nu? Și cu toate astea poți să apeși pe pedală să te duci în 200 sau poți să nu mai apeși pe pedală. Și să... Se numește a conștientiza pericolul. Nu aș spune teamă. Noi asta facem, noi conștientizăm pericolul pentru că îl vedem, luptăm la simulatoare, ne antrenăm. E normal că vezi ce se poate întâmpla. Până ajungi să dobândești experiența necesară, mai faci și crash, mai există și că învățăm. Nu s-a născut nimeni învățat. Da? Luăm un copilot și îl calificăm, bineînțeles, cade de grămadă de ori când îi cedezi motorul în decolare până prinde el mișcările. Asta vorbim de școala de pilotaj. Da, vorbim de școală. Vin în timp, nu? Dacă ne-am naște toți învățați, am fi toți, eu sunt comandant, dă-te la o parte. Nu, se prind cu muncă, exercițiu, training, experiență. Există ceva ce-ți spui înainte de o cursă? O discuție tu cu tine? Nu, eu cel puțin nu sunt atât de spiritual. Adică... Okay. Vor fi câte unii care spun Tatăl nostru, câte unii care și înainte să mănânce îl spun foarte bine. Fiecare religie cu cultura ei și cu dar. Nu, noi repetăm. Când am fost la început, repetam des, mă propuneam și câteodată și din somn, dacă mă trezești și îmi dai, sunt anumite cazuri rare, anumite memory items, care trebuie să le știi, să-i reacționezi instant, să știi ce ai de făcut. Și care deci să le repeți. Sunt 2, 3, 4 itemuri, știi? Și trebuie să le faci și noaptea trezi din somn. Da, să repetăm la briefing. Reperă. A se reține, aviația comercială este mai mult un management. Avioanele sunt atât de complexe și sunt atât de dotate din punct de vedere tehnologic, încât noi piloții am devenit mai mult niște manageri care ne asigurăm că aparatele funcționează conform în niște parametri. Și abia acolo unde nu funcționează, noi intervenim să remediem problema, dacă nu se poate remedia, să aterizăm sau să preluăm controlul manual. Dar 99% ești un manager de sistem în care monitorizezi și, bineînțeles, faci ceea ce se spune de către controlor și toată chestiunea asta. De aceea tu trebuie să conștientizezi că ești ca un manager de sistem. Nu mai te joci tu acolo, tragi, împingi, cum era. Da, cu toate astea tu trebuie să stai și 13 ore să manageriezi, adică cu ochii pe el, știi? Altfel, dacă ai sta o jumătate de oră și ai fi tu manual cu totul, după o jumătate de oră te-ai culcat. Corect. Și la început facem briefing. Aviația este totul în zbor la piloți. un continuu multi-crew cooperation, adică tot timpul ce face pilot flying-ul informează pe celălalt, citim toate modificările care se fac, avem niște display-uri unde noi ne informăm tot ce se modifică, că nu știu, face dreapta, face stânga, urcă, coboară, își reduce viteza, adică totul este cu confirmarea celuilalt și invers. Cooperare, atenție și încredere. Între echipaje, da, da. Adică tot ce face pilot flying-ul îi spune celuilalt sau îi cere pilot monitoring-ul să facă, ăla face și îl verifică și ce check, ălalt ce set, adică totul e așa un dans, un tandem. Uite, așa ar trebui să fie și atitudinea noastră față de un zbor de avionul, cu avionul, deschisă și cu încredere. Și mi-am dorit tare mult să am discuția asta legată de aviofobie, pentru că am foarte mulți oameni în jurul meu care se tem de zbor. E normal să se teamă, îi așteptăm la noi, le vom da aceleași explicații care le-am dat și aici, vor întâlni piloți cu experiență care vor da acea încredere și toate explicațiile, pentru că, repet, statistic am observat eu 8 din 10 oameni care au teamă de zbor vin de la lipsa de informații și de la lipsa de control asupra ceea ce se întâmplă. Și atunci, dacă el nu înțelege, creierul lui rămâne blocat. În momentul când înțelege, creierul lui se relaxează. Sperăm că informațiile astea o să ajungă la cât mai mulți. La cât mai mulți, fie că doriți să vă împrieteniți cu zborul cu avionul sau doriți o carieră în aviație. Eu îți mulțumesc mult de tot, Alexandru, că ți-ai făcut timp și... Și poate și cu alte ocazii, pe alte teme, cu mare drag. Sigur, povestim. Mai am două întrebări care sunt un pic în afara, nu neapărat în afara cabinei, sferei. Dar sunt două curiozități personale. De ce se pierd bagajele? De ce se pierd bagajele? Din vari motive. Bine, propriu spus se pierd, că n-am auzit, bă, s-a distrus unul, ajunge mai târziu. Așa. Deci nu e chiar de ce... Păi, bagajele au și ele fluxul lor. Oamenii de ce se pierd? Dacă e să filozofăm, adică oricare om se zice, poate zice, bă, nu mai călătoresc, că a intervenit ceva, se întoarce. E, bagajul nu poate să gândească el singur, dar de când este operat de oamenii care sunt angajați la handling, poate să greșească să-l pună pe un cărucior diferit, să ajungă pe o altă destinație sau poate să se încurce sau cel mai frecvent cad de pe banda de bagaj sau cad de pe, din cărucior, că nu sunt bine siguranțate și bine puse și atunci sunt găsite, de aia ele sunt și etichetate. Găsite, duse la Lost and Found, de acolo vine cineva și periodic inspectează camera aia și vede, ăsta s-a pierdut de la... De fapt a căzut de pe bandă, n-a fost bine aruncat pe bandă. Nu e o meserie ușoară. Să iei în brațe 40, nu chiar 40, 25 de kg, că de aceea se și limitează și să le pui pe bandă, trebuie să fii și cu spatele foarte bine și cu musculatura și să faci asta pe zeci de sute de ridicări. Nu se așează, adică astea sunt încă manuale. Adică le face omul cu două mâini și genunchiul și nu e nimic robotizat. Și atunci poate îl pune mai strâmb, la prima viraj cade de pe așa, se găsește, se duce la Lost and Found, periodic trece cineva și începe să le trieze. Ce destinație are asta? Bombay. Hai să vedem când ar fi următoarea conexiune să-i aducem omului bagajele și ajung cu întârziere la alte, se pune pe alt spor, pe alte echipaje, pe alte și compania respectivă să-și dea acordul. Bineînțeles că se rescanează, se reverifică să nu fie bombe, noroc, între ghilimele, bombe, să nu fie conținut foarte multe bagaje care sunt în afara ariei de bagaje, se confiscă și se distrug. Care sunt în afara ariei? Tu dacă îți lași geanta undeva, nesupravegheată, o lași, o uiți. O uiți în aeroport. Tu ți-ai uitat trolerul în aeroport, nu are, deci nu a fost colectat de pe pistă unde este o zonă siguranțată. Ăla n-a avut cum să ajungă acolo. Dar e clar că nu de pe pistă, scuză, că n-are cum să ajungă pe pistă. De pe platformă, unde omuleții care au mașinile cu bagaje, într-un viraj, o frână, mai cade câte un bagaj. Eu am văzut de multe ori. Eu uite-l pe ăsta, a căzut bagajul. Știi că mai cade câte un bagaj din mașinuțele alea care nu sunt bine siguranțate sau se conduce curbe stânga, dreapta, stop și se mai poate dezechilibra și cădea câte un bagaj. Dar dacă bagajul se lasă într-o zonă nemonitorizată, n-avea ce să caute, e al tău, da? Tu te duci și aștepți pe cineva. Vii cu un bagaj mare, că nu știe nimeni că tu pleci sau vii. Și îți lași bagajul acolo, poate fi o bombă în el. Și tu vrei să, atentatele cu bombă așa s-au întâmplat și vrei să faci temir ce. Și de-aia tot ce se găsește în afara arilor se confiscă și se distruge. Da, dar asta înseamnă o măsură de siguranță în plus pentru tot aeroportul, practic. Pentru toată lumea, da. Pentru toată lumea, da. De asta spun că odată trecut de filtru, da, bă, se consideră că ăsta a fost verificat. Este în siguranță. Ce caută pe aici? Păi a căzut de pe un cărucior. Dar în afara filtrelor de securitate, tot dacă îți lași nesupravegheat, dispare și dispare forever. Se distruge. Înțeleg. Și a doua întrebare, care este rolul cutiei negre și de ce este ea portocalie? Nu știu să-ți răspund la întrebarea de ce este portocalie, așa au considerat experții să o coloreze. Sunt niște standarde, dar nu știu să-ți răspund de ce au ales să aleagă culoarea portocaliu. Cutia neagră poate, cum suntem noi oameni așa, marțea neagră, gen când se ajunge la cutia neagră, s-a ajuns în urma unei nenorociri. Incident, accident, e clar că avionul e distrus și e cu pierderi, suflete și materiale. Care este rolul ei? Să înregistreze toți parametrii, este foarte bine capsulată și practic scopul este, cum am zis la începutul discuției, aviația este scrisă cu sânge și să încerce prin descifrarea informațiilor care sunt înregistrate acolo să înțeleagă ce s-a greșit, cine a greșit și să mai implementeze un standard mai sus, mai ridicat, mai, fie că vorbim pe zona de training, pe zona de pilotaj, pe zona de crew rest, mil, ce am vorbit noi, sau pe direcția tehnică, că la urmă și motoarele tot de oameni sunt făcute. Deci acolo există niște standarde extraordinar de înalte pentru a putea spune, bă, șurubul ăsta e de aviație. De la verificări, de la materialele, compozitele care se folosesc, tehnicii, aparatura cu care se prelucrează și atunci de aceea se descifrează aceste date. Alexandru, îți mulțumesc mult de tot pentru timpul acordat. Mine a fost o plăcere. Și nu știu, ce se urează? Zboruri bune, zboruri line, zboruri happy în siguranță. Landings, adică happy landing să fie. Multe. Aici se încheie un nou episod din Dilema Podcast. Sper ca informațiile să ajungă acolo unde trebuie, la cine trebuie. Sper că am reușit să mai eliberăm o frică de-a noastră pe care cu toții am avut-o la un moment dat. Să mă văd cu voi în aeroport, căutând cea mai îndepărtată destinație și privind lucrurile cu relaxare. Emma de la ZU sunt eu, vă mulțumesc mult de tot că ne-ați urmărit și ne vedem vinerea viitoare. Univers Podcasts.